La Colegiul Carol I a avut loc, cu ocazia împlinirii a 188 de ani de la înființare, o festivitate de premiere a elevilor olimpici. De asemenea, au fost acordate diplomele absolvenților din promoția 2014. Printr-un jurământ specific, elevii din ultimul an au predat cheia succesului colegilor mai mici, care să continue tradiția și performanța. Promitem să nu cunoaștem odihna, promitem să nu cunoaștem odihna, în rezolvarea tuturor ecuațiilor, ce ne bucură inima și ne naripează mintea. Cadrele didactice le-au mulțumit apoi elevilor care au reușit să păstreze prestigiul pe care Colegiul Carol I și l-a câștigat în timp. Este o celebrare a valorilor și a reușitelor. A reușitelor acestei școli de ieri, dar și de astăzi. Zilele unei școli rămân pentru toți un prilej de afirmare a performanței. Când vorbim despre performanță la Colegiul Național Carol I, vorbim în același timp despre tradiție, despre statornicie, dar și despre credința în reușită, despre făurirea unui prestigiu. Emoția este cu atât mai mare, având în vedere că evenimentul de azi are o dublă semnificație. Celebrarea celor 188 de ani de istorie, scriși cu deosebită considerație de înaintașii noștri, pe de o parte, și bucuria prezentului creat de generația de azi, care în curând va scrie și ea o pagină în istoria acestui locaș de educație, cultură și civilizație. Emoțiile i-au cuprins pe absolvenții, care încheie probabil una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Foarte emoționați și de-abia așteptăm să vedem ce va urma după ce vom absolvi. Aveți planuri clare de viitor? Eu personal, da, și cred că și colegii mei au destul de bine în minte anii ce vor urma. Cum au fost cei 4 ani de liceu? Minunați, însă e imposibil pentru noi să ne realizăm adevărata lor valoare acum în timpul liceului. Probabil că valoarea lor va crește odată cu anii, când ne vom da seama ce au însemnat cu adevărat. Palan Paul Ștefan.